Temi azi, adică ieri, pentru că deja e duminică, 1217, 31 iulie 2022 suntem. Mâine, adică după ce trece dimineața la biserică, masa de prânz, după aia o să fie iară pe biserici care merge. Eu nu mă duc, mi-e frică de COVID. Și ce o să spun, că după aia luni o să fie 1 august și pe 6 ziua lui Taicu. Tatăl meu și a mea, lui mama, lui frații mei, lui soră mea. Ce vreau să spun, vară mea, o să spun niște lucruri serioase. Nu știu cine ce-a zis o chestie acum. Nu mai știu cine ce-a zis. În fine, ce-am să zic, drag? Uite, mi-a venit cartea, mi-a venit de fapt de câteva zile, dar nu ți-am arătat-o. Bă, așa se îndoaie, este, stau la macerat aici. Asta este o carte, o are și tata, am comandat-o să o am și eu. Cartea asta, eu uitam să o citesc. Pentru că această carte, una din ediția asta, este una din cărțile din traista lui Ciprian Nichel, săracul, care a murit în 2001-2002, așa. În 2002, de când a murit la ZAM. O spânzurat, un nebun. Ce o să spun? Știi, poți să fii bolnav sau poți să fii nebun. Sau mai rău, știi, să nu fii nici măcar nebun. Deci ideea e că el avea asta în traistă, pentru că eu l-am dus la mine acasă, la gazdă, la tanti Stea. Tanti Stea nu mai trebuia să termina cu Achim, cu soțul ei, copiii erau la școală. Și mai stătea cu pește, cu nebunia lui, dar el nu prea vedea. No, o marca aia am Sadi Hafez. Și nu ăsta-s păzii medievale, sau ceva ca lui. Dar am citit o marca aia am când eram tânăr. Păi sincer, nu mi-a prea plăcut cu vinul, cu trebă și li bai sau nu știu care, li tai pe el, trebuie asta cu vinul. Sadi, am văzut că e interesant, Hafez, dar asta este una din cărțile mele, singura care mă amintesc, mai avea el ceva pe acolo, nu știu ce. Și el schiarul băiate, acum aș chiar lui iau cartea acolo, cartea lui cu ochiul, una din ele, alta e cu fructele sau nu știu, dar cumva îi plăcea să facă și pe interesant, știi? Adică ieșea foarte bine, dar eu sunt mai pentru substanță, știi, mai pentru... El e ca un fel de mac rar, eu prefer maci mai de compoziție, știi? Și boaba și... adică boaba de grâu, să zic. Dar nu contest poezia. De asta am evitat, nu, mai facem. Apoi și mult timp am evitat pentru că eram o chestie musulmană și trebuie. Dar nu pot să spui că Hafez, nu știu, Sadi și Sadi, că Hafez, Sadi și Khayyam sunt musulmani. Asta nu se poate spune. Dar nu e rău nici dacă sunt. Uite ce vreau să spun. Domnule, știi ce mă gândeam? Mă gândeam la Iisus Hristos. Seara asta, adică dimineața asta, și m-am gândit, domnule, știi cum e chestia aia și în snoavele noastre populare sau în povești ale artiștilor care le fac ei și că au fost creștoși și l-au primit. Și Los are asemenea în povestaș. Nu l-au primit, l-au răstignit, așa, sub bătutul de el și le-a dat Hristos. Înțeleg, asta e tot. Și ce vreau să spun? E că, domnule, cum să zic? Asta zicea Ieronimus Bosch, că ți-am arătat picturi de aia. Păi mai ziceau și alții. Și apoi au venit, că am văzut ieri, știi, cu John Locke, David Hume și ăștia, au venit o fel de augmentari care și-au făcut ei propria lor lume. Au zis că așa se poate. Dacă eu nu cred, nu există. Atunci au ajuns la niște chestii de te îngrozești.
Și ce vreau să spun cu asta? Păi, ce vreau să scot firul ăsta aici? Păi ce vreau să spun, moș? Vreau să spun că au fost mari artiști. Și cum e un artist, e artist. Acum, e bine că artistul să creadă în Dumnezeu, dar sunt unii care nu cred. Sunt tot mari artiști și mă refer din istorie, nu de-ai noștri, secolele noastre. De exemplu, și eu altceva vreau să zic. Uite, de exemplu, Rembrandt. S-a făcut pictor și el picta dinastia. Rembrandt era autor de dinastie. Chestii dinastie făcea Rembrandt. Aici e Iosia când aude, ba nu, e Naaman vindecat de lepră, când vine să-i mulțumească lui Elisei. Bun. Și făcea dinastia. Era căsătorit cu Saskia. Saskia. Rembrandt, a născut pe Titus. Și apoi au venit probleme pe el, după ce a trăit în lux, ca și el grecu. Și el greco mânca cu orchestră la masă. Deși el era probabil un ascet, așa, un călugăr. Nu era căsătorit. Dar ăsta o ducea bine. Rembrandt avea nevastă, avea copil. Și apoi a murit Saskia, nevastă sa. A murit fiul său la 20 de ani, sau poate 20 de ani. Și eu a ajuns un nenorocit și s-a pierdut și clientela. Și este ceva foarte interesant. Dacă el a început picta de astea cumva de gen, bune, după aceea ce a făcut? A început să facă gravurile ale lui cu Isus și a început cumva, cum să zic, bine să cerceteze Biblia și toate astea și bătrâni evrei de pe nață, să duc la ea, dar vreau să zic, domnule, o căpătat o relație personală cu Iisus Hristos. Asta nu vorbim de și a început să picteze pe Iisus. Apoi nu avea public, adică nu avea comanditari care să-l plătească. Își făcea lui tablou după tablou, ca și mai târziu Van Gogh, pentru că nu avea model, nu mai avea bani să-și permită să ia model ca să picteze. Și apoi și-a găsit pe acea femeie tânără, Hendrike, să cum o chema, care nu era căsătorit legitim sau dacă era, nu era acceptat, nu știu cum a fost situația acolo. Și nu a făcut niciun copil, Hendrike, dar vreau să zic că el era într-un... Totul îi se năruia de sub el, adică pentru familia, a avut numai pe Hendrike, nu mai cumpăra nimeni picturile, n-avea model și avea o obsesie pentru Hristos, ceea ce e un lucru foarte bun. Deci asta vreau să zic. Ce a făcut Dumnezeu când a scris viața lui Rembrandt, știi? Poate. Apoi după el avem pe Van Gogh. Van Gogh fiind influențat. Sau, la nivelul secolului 20, știi, începutul secolului, avem pe Soutine. Ți-l arăt pe Soutine. Dar mai arătat eu pe Soutine. Dar îți mai arăt o dată. Ăsta a fost prieten bun de lui Amedeo Modigliani, ăla nobil, ăla italian care a plecat și să picteze în Paris. A fost el cu Nora Barnacle, doi nebuni. Ăsta era un... Nu ăsta e Soutine, ăsta e un tablou de-a lui cu băiatul de cor, de cult catolic. Soutine a fost un tip de prin Belarus, sau nu știu de unde, care când a crescut, s-a dus el cu moștul la Paris, s-a făcut pictor. Dar ce vreau să zic? Caim era prieten cu Modigliani, Modigliani era prieten cu, vreau să zic, cu Iisus. Nu, era prieten cu Brâncuș. Nu. Uite, asta este un autoportret al lui Soutine. Nu era așa urât. Dar nu. El, Soutine, un băiat ca lumea, ce să zic, și el are, te văd aici, tablou de Modigliani. Și eu caut acel bou. Uite și tu.
Este, dar nu o să-l fac. Dă-i la altul. Sau greșesc. Ok. Uite că știu ce face tipul. Oricum, un pictor original. Uite aici, doi copii. Era o persoană simpatică, știi? No, uite aici, asta este un bou jupuit. Tablou. Ce să zic? Fiecare suntem prietenul cuiva, nu? Așa ar trebui să fie. Păi, ce vreau să spun? Deci, Van Gogh, după aia la nivelul lui, el, am mai vorbit noi despre el, ți-ar folosi să citești scrisorile lui Van Gogh către cine a trimis-o, trimis-o lui mamă sau lui soră sau nu știu, lui tată sau dacă o trimis, cele mai multe sunt către frasul, către Theo. No, Van Gogh la un moment dat a ajuns punctul că a pictat o Biblie. O Biblie, un roman din colecția Liv de ce era pe acolo, poate Liv de Post sau cum așa, frații Goncourt, o lumânare. Și este foarte interesant, el care picta tot așa luminos, tot așa, a făcut acea Biblie, cum să zic, gri și negru. Ceva foarte interesant, gri, maro și negru. Ceva tare tristă, ceva, nu știu cum să zic. Dacă o Biblie, așa, știi? Uite, asta este taică-mea. Eu îi port, uite, ce-am scris eu aici. I have a dream. June 2022. No, alte nume, ce să zic? Sunt. Nu știu, nu, avem pe Dostoievski, avem pe Tolstoi, domnule. Un om așa mare, nu? Mă refer, a avut și cât Rusia aia, cât și el era obsedat de Iisus, știi, de... În epoca când tot se gândea la relații de producție, când comunismul însemna ceva, știi? Că da, că dacă împarți totul în mod egal, efortul ca și rezultatul, oamenii se iubesc, de ce să nu se iubească, atunci ajungem classless, știi? Nu vreau să citesc. Sunt roșu și negru, ce sunt. Na, și ce vreau să spun, nu? Nu e chiar așa, știi? Și uite, și mai este un aspect, Emi, care cred că te va interesa. Tolstoi, Iisus Hristos, l-a dus în situația de a fi cel mai mare mahăr rus. Dar nu i-a dat liniște. Este foarte interesantă treaba asta. Nici nu s-a sinucis, să nu a murit falit sau trebuie din astea, dar nici n-a avut liniște. Totul. Este foarte interesantă chestia asta. Iar putem spune că Dostoievski a fost un general al lui Tolstoi. Nu poți să spui că Dostoievski îl ia pe Tolstoi. Tolstoi, de exemplu, gândește-te și tu să zicem că ar veni mâine Tolstoi în vizită în România. Ce s-ar întâmpla România? Lev Tolstoi, să fie mâine aici, în România, să vină la Sarmizegetuza Rege acolo, să meargă pe la ceasurile alea de piatră. Știi tu? S-o obosi, bă, frate. No, cred că mai mult, cred că poți să înțelegi și singur. În același timp, după Sutin, după Brâncuș, după ăsta, oamenii cumva parcă au pierdut noțiunea aia, știi, mistică, adică să zică, domnule, da, domnule, da, am greșit, vreau să găsesc pe Dumnezeu. Mă refer la artiștii ăștia moderni. Este foarte interesant și ei au pierdut apetența asta pentru Iisus, pentru Dumnezeu, pentru Hristosul de care vorbeam, al lui Eronimus Bosch, al lui Rembrandt.
a devenit cumva de nimic. Oamenii nu se mai interesează de ei. Tu dacă te duci la oameni și zici, bosule, de ce nu citești tu cartea asta? Zice că mergi luna elevii tăi și zici, uite, citește cartea asta. Te întreabă, când a apărut domn profesor? 92. Dar ce e bună? Ce-ți va fi? De ce să citești cartea asta? Și ăsta este un mare poet 65, s-a scris cartea Comuna de Aur. Versul. Înțelegi? Poeții nu mai răspund cererii omului. Omul are probleme, omul muncește. Obzeciști, uite, de exemplu, mareți obzeciști. Adică dacă, uite, acum oamenii mai sunt cu rocul, cu din ăsta, le place și bani foarte, nu? Cu Andrei Ujică au făcut textul pentru Felicitul 76. După aia avem 60-iști, Marin Sorescu, Ana Blandeana, Nichita Stănescu, Cezar Baltag. Sunt mulți acolo. Chiar și un prieten de-al nostru, care a murit anul ăsta săracu. A publicat în prima carte în 69. Dor Negru, Petru M.H. A doua în 83. Liniște. De verse. Da, a scris despre mine. Ce vreau să spun? Deci asta este... Deci, uite, am de cinci, știi, că... Ce mă, frate? Mi-a murit mama și tu mei cu Bob Dylan, va fi mă serios. Acum zic ceva normal.